Bună seara și bine v-am găsit, dragi iubitori ai basketului. Etapa cu numărul 5 programează de la această interesantă între UBT Cluj-Napoca și singura echipă neînvinsă de până acum din prima grupă valorică. E vorba de SCM Craiova. Un meci în care, să spunem, clujenii vor să-și ia revanșa după ce au fost învinși acasă împotriva, în fața celor de la Steaua cu 67-71, în timp ce Craiova vrea să continue parcursul fără greșeală de până acum. Victorii pentru trupa lui Iaco Todorov la 6 puncte pe terenul celor de la Dinamo, apoi victorii acasă cu Sibiul și cu campioana în titră CSM Oradea 74-71, respectiv 92-78. De partea cealaltă, și Cluj are 3 victorii, dar și acea înfrângere de care vă spuneam împotriva Stelei, Clujul s-a impus la 4 puncte pe terenul celor de la Timișoara, apoi prima dată cu Piteștiul, cu o diferență tot de 4 puncte, 80-76, tot la 4 puncte, 86-90 la Timișoara, iar la 11 puncte au câștigat meciul din deplasare de la București împotriva celor de la Dinamo cu 96-85. Un meci așadar extrem de interesant. Ați văzut lotul pe care l-are la dispoziție Mihai Silvășan. De partea cealaltă, craiovenii cu foarte mulți jucători tineri, cum sunt Amadeo Casale, Bogdan Popa, Ionuț Berceanu, Camil Berculescu, fostul jucător al Clujului, Andrei Iliescu sau Bastionescu, așadar aproape o rotație pentru trupa lui Iaco Todorov, de jucători tineri sub 23 de ani. De partea cealaltă, Clujul are pe Nandor Cuti, cel care a făcut pasul către echipa de seniori a României, așadar cu siguranță îl vom vedea, poate nu 20 de minute, dar cu siguranță în jurul minutelor de care spuneam. Iată brigada de arbitri, o brigadă compusă din Ciprian Stoica, arbitru principal, ajutat de Șarban Rașoga și Dan Narcis. Acesta este Mihai Silvășan, comisar din partea Federației Române de Basket, domnul Marius Marinescu. De partea cealaltă, Iaco Todorov, antrenorul macedonian a celor de la Craiova, e la a treia experiență. Iată aici în imagine, la a treia experiență în campionatul României, undeva în 2014 a evoluat, a stat pe banca celor de la Energia, însă nu pentru foarte mult timp. Anul trecut a fost la Dinamo. A avut 18 victorii din 41 de meciuri. 2015-2016. Sezonul trecut, dacă țineți minte, o lună a fost pe banca celor de la Craiova, în momentul în care Rami Hadar a avut probleme cu viza. A început partida, un prim angajament câștigat de clujeni. Nandor Cuti, iată-l conducând acest atac pentru Vlad Moldoveanu. Vlad Moldoveanu și Kindle Dykes, doi dintre jucătorii care au câștigat tot la Cluj în urmă cu două sezoane, acea triplă a Clujului, campionat, cupă și supercupa României. Repatriați, să spunem, cei doi, minge la fundașul bulgar Marinov, Stanimir Marinov, cel care a umplut golul lăsat de plecarea lui Jordan Watson la Oradea, a venit la Cluj. Igor Mihailovic pentru craioveni, fundașul sârb, după ce a mai trecut pe la Otopeni, pe la Sibiu și pe la Timișoara, iată, la a patra formație în România. Și slam dunk-ul lui Easley înscrie pivotul american Tony Easley Junior, 31 de ani, adevărat globetrotter. Și Tony Easley face pereche pe poziția 5 la clujeni cu Jason Washburn. Gajovic găsit, Bone, însă ratez de acolo. Gajovic nevoit să întoarcă, Porter Trupp aruncă de 3 și înscrie. 36 de ani pentru capitanul celor de la SCM Craiova, Porter Trupp. Cum știți, venit în România la Energia Târgu Jiu. Aici aruncare, iată aici o accidentare între Cuti și
Kindle Dykes au sărit la cea mică neînțelegere între cei doi jucători, nu au comunicat. S-a lovit cap în cap, iată aruncarea lui Moldoveanu ratată. Deci tamponare serioasă a celor doi. Iată încă o dată faza. Ceva mai grav pare să fie probleme pentru Nandor Cuti și pentru Mihai Silvășan, care iată imediat îl va înlocui pe Nandor Cuti, pregătit să intre Vida în locul său. Iată și-a revenit Kindle Dykes. Cred că Dykes l-a lovit și cu cotul în față pe Nandor Cuti. În continuare pe teren Nandor Cuti, Mihai Silvășan destul de îngrijorat. Iată aici într-adevăr îi dă cu mâna stângă peste față lui Nandor Cuti. Se ridică în aplauzele publicului tânărul jucător al Clujului și al echipei naționale. În locul său, luat de David Vida. Basionescu pentru Igor Mihailović. Gajović, El Pistolero. Două sezoane, aproape două sezoane, dacă luăm în considerare jumătatea sezonului din 2014-2015 și cele 5 meciuri din 2017, pentru Gajović a evoluat pentru Mureș. Un slam dunk aici lui Bon și Craiova face 5-2. Isli nevoit să întoarcă, Moldoveanu pentru Kindle Dykes, excelent screen făcut de Moldoveanu, însă Porter Trup, iată la cei 36 de ani, fentă de aruncare, iar apoi vine execuția perfectă a lui Kindle Dykes, 3 puncte și din nou egalitate. Mihailović și Gajović lângă el, întoarce pentru Gajović de 3, Gajović ratează, recuperează Vida. Și acum Marinov. Isli lăsat cu Bon. Isli nu e coș, vor fi doar două libere. Se duce pe pătrundere, un fade away al lui Tony Isli. Tony Isli Jr. Prima aruncare transformată. Născut în Auburn, Alabama, Statele Unite. A evoluat în NCAA pentru Las Vegas și pentru Murray State. Apoi a trecut ca profesionist în Polonia. Iată aici, se descurcă Jason Bourne, extraordinar. Kindle Dykes, la Moldoveanu 0 grade, apărat de Gajović. Iată-l pe Basti Ionescu, îi fură mingea, Ionescu, excelent, se apără Vida de partea cealaltă și acum contraatac pe tranziție ofensivă, însă intercepția lui Jason Bourne pune o mână acolo. Și posesie pentru Cluj. Iată aici, atinge cu vârful degetelor Jason Bourne această minge. Ați văzut și gestul lui Vlad Moldoveanu, cerea o minge pentru alley-oop. Excelentă combinație. Foarte bun screen-ul făcut de Isli la Gajović, care își pierde adversarul. Iar apoi Moldoveanu niciun fel de problemă să înscrie. Trup și Kindle Dykes. Minge pentru Bun, lasă lui Mihailović, un 2 între cei doi, un pick and roll și până la urmă intercepția clujenilor. Dykes, pe pătrundere, nevoit să întoarcă Moldoveanu de 3, aruncă și transformă Vlad Moldoveanu. După ce a câștigat tot în România, s-a transferat în Italia, în Turcia, cer scuze, la Demirinsat, s-a accidentat apoi, revenit în state unde a început acel proces de recuperare, după care... Iată, s-a întors la Cluj. Faultul lui Vida aici, în mismatch cu Jason Bourne. Prima greșeală a Clujului.
și Craiova o singură greșeală a lui Jason Boone. Trup. Fetele pătrundere, întoarce cele Bastionescu, aruncă Mihailovici de 3, ratează și recuperează din fața lui Gajovici. Vlad Moldoveanu pasă pe la spate și acum Stanimir Marinov de 3. Marinov înscrie și cred că se cere timeout într-adevăr al cui Todorov, cere timp de odihnă după această serie în coșuri de 3 puncte a clujenilor care se duc la 14-7. They are switching camera, ball screen. There is a mismatch with Jason. You decide to take a three-point shot, 8 seconds to go. You will pass that ball at low post. Then you slip once, you slip there, three-point shot. You slip, another three-point shot. It's tight game, they're not doing anything. Let's see if they gonna continue this. Play thumb down. Jason here. Gajovic here, Porter here. Come in this screen. If they switch immediately low post. If not, switch immediately low post. Go pick and roll with Porter. Și recuperează. See if we can find this. If not, go attack. Let's go, guys. Come on, wake up. Let's go. Let's go. Team 1-3, 1-2-3. Evident, Alexander Todorov, nemulțumit de modul în care joacă elevii lui pe switch, la schimbări de marcaj. Aici, iată, revedem coșurile de 3 puncte ale clujenilor, cele care fac diferența până în acest moment. 7-6 a fost la un moment dat scorul în favoarea Craiovei și acum, iată, dacă n-a fost abatere de teren la Porter Trup, aruncă Gajovic, ratează și aici un foul făcut de Izli. Da, recunoaște Tony Izli. Îl împinge cu brațul stâng. Jason Bon primește Trup. Față-față cu Vida pe tușă, pătrund de Trup pentru Bon, slam dunk! Nu avea cum să se apere Stanimir Marinov în fața lui Jason Bon. Iată faza. A sărit, n-a mai riscat și un foul suplimentar și Marinov, un nou coș pentru clujeni, 17-9. Mihailovic. Vel sârbo-bulgar. Bun, acum scoate la Bastionescu de 3. A fost on fire Bastionescu în meciul cu campionat dintre CSM Oradea, în acea partidă câștigată de craioveni. 5 aruncări din spatele semicercului reușite de Bastionescu. A fost un jucător al oradenilor sezonul trecut, a evoluat pentru Dinamo. Dykes. Aruncă Dykes de 3 și transformă Kindle Dykes. 20-9. Iată arma acestei aruncări de la mare distanță. Arma clujenilor preferată în acest moment. Aici posesie pentru Cluj. Într-adevăr, Bon greșește și intră fostul jucător al Stelei, Morris Curry, în locul lui Mihailovic. Apărare om la om a craiovenilor. Moldoveanu pe pătrundere, lasă lui Vida, nu aruncă din nou Moldoveanu, un 2 între cei doi și curligul de braț drept al lui Moldoveanu, încă 2 puncte. Ați văzut pe Mihai Silvășan, spunea, avem o datorie morală față de fani să câștigăm această partidă, e un foul făcut de Marinov aici, asupra lui Bon.
Două libere pentru Bon. La două aruncări transferate de Jason Boone. Dar l-am botezat. Iar pe banca Craiovei, Ațo Todorov, tehnicianul macedonian, Alexander Todorov, pe numele cu lung. Trei puncte reușite acum de către craioveni. Diferență de 10 puncte în acest moment. Kindle Dykes. Iată blocul făcut de Washburn pentru Moldoveanu. Moldoveanu față în față cu Gajovici. Încearcă pândurea Petușă, scoate până la urmă la Vida. Iată, Vida s-a achitat bine de sarcini după intrarea sa în locul lui Nador Cuti și vor fi trei libere pentru Stanimir Marinov. Aruncarea tată lui Stanimir Marinov, fundașul de 26 de ani, 1,93 m. Doar 4 meciuri a jucat sezonul trecut în Ucraina la Cerasky, după care s-a întors la Lukoil Levski, cu care a ieșit campion. I-a fost elev lui Ațo Todorov sezonul trecut. Ațo Todorov, după ce a plecat de la Craiova, a devenit secund în țara... Secund la Levski Sofia, cu care a fost campion. Aici o încercare de combinație între Casale și Bun. Minge. Ce ajunge la Moldoveanu, aruncare ușor scurt acum. Nimerește Rama Inelului, rămâne 25-14. Curry. Mo Curry. Aruncă din fața lui Washburn, ratează și acum Marinov pasă pentru Washburn, găsit Supanov, cei doi colegi de echipă și la Sighel Priștina în Kosovo, dar și la Naționala Bulgariei. O nouă aruncare ratată, recuperează Gajovici și acum Gajovici pentru Casale. Ține mingea în joc Casale, Amadeo Casale, jucător cu dublă cetățenie. Excelent, Kindle Dykes aici ia fața lui Bun. Un fault făcut de Amadeo Casale. A fost jucător la Dinamo și Amadeo Casale, medii de 15,5 puncte pe meci. Unul din liderii formației dinamoviste din sezonul trecut. Formație ce s-a schimbat mult în acest an. O batere de pas la Washburn la această fază. Jucătorul bulgar surprins, MVP-ul Supercupei României câștigat de Cluj pe terenul celor de la Oradea. Din nou Bun, față în față cu Moldoveanu. Scoate la Casale până la urmă, iată, 0 grade. Vine această aruncare ce intră din cortul lui Radu Kic. Radu Kic a venit ca variantă de rezervă după ce mai puțin de 3 jucători pe care craiovenii, de care craiovenii se bazau la începutul sezonului, s-au accidentat sau nu au mai fost aduși până la urmă.
La Craiova, iată aici pe pătrundere, Dykes e faultat. Două puncte și aruncare suplimentară pentru Kindle Dykes. Mă spuneam la craioveni, anunțați la începutul sezonului, Aaron Walton Moss, care n-a mai venit, avea cifre impresionante, fundașul american. Ryan Holland s-a accidentat și Cameron Halsey, iar în locurile lor aduși Morris Curry, Alexander Radukic și Igor Mihailovic. Faultul lui Kindle Dykes. Abia acum Clujul în penalizare, însă mai sunt doar 5 secunde din acest sfert. Nevoit să faulteze Dykes. A intrat și Rashic pe parchet la clujeni. Casale va trebui să arunce trup față în față cu Washburn. Trup aruncă, nu se mai întâmplă nimic. Și după primele 10 minute, UBT Cluj conduce 11 puncte pe Craiova, 28-17. Iată, foarte nemulțumit Atsotodoro. Așadar, Clujul, după primele 10 minute, conduce Craiova cu 28-17. A fost doar câteva minute în care cele două formații au trecut alternativ la conducere, după care Clujul s-a dezlățuit cu acea serie de 3 coșuri din afara semicercului, pentru că pe parcursul cele de-a doua părți a primului sfert, diferența să se mențină în jurul valorii de 10 puncte. Cel mai bun marcător, Kindle Dykes, la clujeni, 11 puncte, Moldoveanu și Marinov câte 7, de partea cealaltă, Bun are 8 puncte, iar câte 3 au trup Gajović și Radukic. Începem câteva momente și sfertul al doilea, Clujul va avea pe parchet debutul sfertului 2 pe Rashic, vida jucătorul român, Kindle Dykes, Easley și Washburn. Iată Easley trecut pe poziția 4. Joacă împreună cei doi jucători, pivoți de meserie. Iată, pentru a încerca să se oprească pe jucătorii înalți, a intrat și Popa la Craioveni, un jucător foarte înalt. Vida a primit de la Kindle Dykes, întoarce serviciul Curry aproape de intercepție. Clujul până în acest moment 5 din 10 din afara semicercului. Craiovenii au 3 din 8, un airball la această fază de atac a Clujului. Trup încearcă Radukic să facă loc pe pătrundere, îl ține acolo, o ține reciprocă între Radukic și Vida. Și Vida primește greșeală personală. Iată aici Radukic s-a poziționat bine, mână pe adversarul lui Vida, care îi aduce o greșeală personală. Mihailovic și Curry, iată și pe cei doi conducători de joc împreună pe parchet. Curry, fentă din fața lui Easley și apoi aruncare de 3 a lui Mo Curry. Easley, excelent, s-a apărat Popa la această fază, a închis culoarul pe tușă, dar combinația vine de la Rashic pentru Washburn.
care înscrie spectaculos. Minge aproape voleibalată de Rașic. Aruncă și Porter Trup, ratează, recuperează acolo Kindle Dykes, care accelerează. Kindle Dykes, faultat. Vor fi două libere. Foarte greu de oprit jucătorul american. După ce a câștigat titlul sezonul trecut, s-a transferat în Italia la Udine. E la a treia experiență, să spunem, la U Cluj. Prima în 2009 până în 2011, atunci când a obținut titlul în fața celor de la AS Soft. Iar apoi 2016-2017, când a mai obținut un titlu și două cupe ale României. Din nou o aruncare transformată și înaratată la prezența de la libere. La fel s-a întâmplat și la precedenta vizită la linia de libere pentru Kindle Dykes. Excelent, Washburn îl căpăcește pe Mihailovic și acum Dykes minge în spate pentru Washburn la linia de libere, nevoit să întoarcă pentru Rašić. Faultat Rašić de Igor Mihailovic. Rašić, 1,93 m, 34 de ani și pentru Rašić. Cariera începută la Belgrad, trecut apoi pe Alba Berlin, Partizan, Ritas. Iată-l pe Washburn. Faultat aici de bun. Nu, no, Popa, încerc scuze. Cel penalizat a fost Raduchici. Alexander Raduchici, 27 de ani, 2,07 m, născut în Croația cu cetățenie bosniacă. Sezonul trecut l-a început în Bosnia, pe care a trecut în Polonia la Starograd Gnanski. Washburn, 28 de ani, cetățean bulgar. Trup, din nou Trup de la mare distanță, înscrie Porter Trup. 6 puncte pentru Trup până în acest moment. Revenit pe parchet în aplauzele publicului atunci pe aruncările libere ale lui Dykes și ratează Nador Cuti pe recuperare ofensivă. Easley Washburn ratează și Washburn. Curry iară pe Popa și pe Raduchic. Tot în alții, e o abatere de pași aici, la Porter Trup. Un jucător cu experiență, vă spuneam, 36 de ani pentru Porter Trup. Rašić, mingea rămâne la clujeni. Duel între Raduchic și Washburn. Washburn. Iată circulație bună a mingii pe semicerc. Marinov se duce până în coș. Un fel de succesivă ca la handball s-a dus mingea din aproape în aproape prin semicerc, iar Marinov a avut culoarul liber să atace inelul. Mihailovic, Curry cere Raduchic și din nou intercepția clujenilor. Stanimir Marinov pentru Easley. Easley e faultat de Popa. Bogdan Popa nu a prins multe minute la Steaua sezonul trecut. Era a patra variantă
în formația militară pentru postul de jucător român. Iată-l ajuns la Craiova. Washburn, Petușă, scoate la Marinov, din nou circulație bună a mingii. Nandor Cuti ratează și e Izli acolo, cel care recuperează și înscrie. ...36-23... 5 minute și jumătate. Iată-l pe Mihailović, aruncă mingea in and out și acum Rašić pasă pentru slam dunk-ul lui Washburn. Timeout. Ațo Todorov. Iată aici un no look pass. S-a uitat la Izli, pasa vine pentru Washburn din partea lui Rašić. Asist frumos al jucătorului Sâmb. First, we must have idea. It's not that idea that that you want to have. We will keep shooting, and we will make or we will not make. If we don't make, but at least to know why we are losing the game. Stop passing the ball. Switch, pass, pass, and play. Okay. Two. It's not possible in defense. They run. Where is everybody? I know Washburn is here, but where are everybody else? We are bonus already. Now in offense. Now in offense. Opa, here. Jason here. Morris here with the ball. Listen, pick and roll. Immediately go in pick and roll. Opa, set this back screen. Okay, if you manage to make some advantage here, fine. If not, you will be with the big man. Go play one-on-one. Take those shots when they switch. Take those shots. They go stronger. Come on. Team out three. One, two, three. Team, go. Watch press now. Ne l-ați auzit pe tehnicianul celor de la SCM U Craiova. Diferența a crescut la 15 puncte în acest moment, cu 5 minute și 20 de secunde înainte de pauza mare. 38-23. Statisticile n-au nu arată bine pentru echipa Glăveanu. Multe greșeli. Curry pentru trup. Ratează bun și acum contraatacul în tranziția ofensivă a Clujului. Rašić pentru Washburn. Abatere de pași și la Nandor Cuti, la această plecare, pași pornire la Nandor Cuti. Câte un atac ratat de fiecare parte, iată pe Mihailović. Putea fi o combinație cu bun, mingea n-a mai venit către jucătorul american și iată-l pe Mo Curry, de unul singur, se duce, însă ratează Mo Curry și acum Rašić primește de la Izli. Rašić pasă pentru apariția lui Marinov și e un foul făcut asupra lui Jason Washburn. În momentul în care Bogdan Popa, jucător convocat de la echipa națională a României, iată, este înlocuit de Gajović, iese și Curry și intră Bastionescu. Îmi spunea Bastionescu, evoluție importantă, solidă în meciul pe care Craiova l-a avut în fața propriilor fani, împotriva campioanei antitră CSM Oradea. Washburn ratează a doua. A intrat și pistolero Goran Gajović. Îl trimite pe bun din acea zonă și bun nu se înțelege cu muntenegreanul celor de la Craiova, Mihailović. Mihailović, stop shoot din fața lui bun și cu noroc mingea intră până la urmă. Iată, știe că a fost o aruncare norocoasă aceasta lui Igor Mihailović. Rašić, Nandor Cuti.
Ușor pe călcâie Washburn mi s-a părut la această fază, surprins de această pasă din partea lui Nandor Cuti. Se cere timeout din partea lui Mihai Silvășan, iată la o fază simplu de atac pe care tehnicianul clujean consideră că Elevi Săi a tratat-o oarecum cu indiferență. Stand by, you take the ball. Rashke, the line situation. Rash, one. No one. Puti, you take the ball. One here, da? Five. Yes. We have 5 seconds, but it's enough time for this. You set the screen, receive the ball. You understand? Immediately. Okay? You try to be here. Elbow extension. You. So how you get the ball here? You go on the court. Rashke, screen for Vlad. Look here. And five. Look here. It's enough time, but we need to execute strong, quick, and we need to set screens, huh? Mind it. Let's go. Hey, defense. Together. 1, 2, 3. Go. Mihai Silvășan prefața înaintea acestei partide faptul că cei de la Craiova au jucat cu echipe bune, au învins Oradea Sibiul și pe Dinamo de plasare, au în componență jucători foarte buni, experimentați, însă toți străinii lor au peste 30 de ani, înțeleg cum se joacă basketul, shooter foarte bun. În meciul cu Oradea au reușit să înscrie 15 coșuri de 3 puncte, ceea ce nu e deloc puțin. Va fi un meci greu pentru noi, bineînțeles, suntem foarte entuziasmați, am avut o pauză lungă, 10 zile distanță de la ultimul meci, abia așteptăm să câștigăm. Și iată, jucătorii lui Silvășan respectă ce le-a cerut tehnicianul. Diferența crește la 16 puncte. Mihailović pentru bun. Bastionescu aruncă, ratează, iar este bun pe recuperare. Washburn face un capac acolo. Aici oferta lui Marinov către Washburn, Gajović, Mihailović levită pe Marinov și înscrie cu panoul. Marinov, excelentă apariția lui Vlad Moldoveanu, care a înscos doi oameni din joc. Mingea vine la Nandor Cuti, care transformă din afara semicercului. Trup pentru Bastionescu. Aruncă Mihailović și transformă și el. Marinov. 2 minute până la pauză. Washburn, înscrie Washburn. Iată, nu e după nou, însă aruncă de la semidistanță. Încă 2 puncte pentru formația clujeană. Mihailović. Gajović vine la screen. Primește Gajović. Încearcă pătrunderea. Iese din semicer. Gajović de 3. Ratează Goran Gajović. Sunt meciuri în care lui Gajović intră tot, sunt meciuri în care ratează incredibil. Goran Gajović are una din 4 din afara semicercului. Iese Washburn, iese și Marinov, revin Easley și Peja Stamenković. La linia de libere Vlad Moldoveanu. Face schimbare și la Craioveni. Revine Casale în locul lui Bastionescu. Prima liberă transformată de Vlad Moldoveanu.
Minge recuperată de Tony Easley după aruncarea tatălui Vlad Moldoveanu. 30 de ani pentru Vlad Moldoveanu, născut la București. Aici vine o pasă greșită. O carieră începută de Moldoveanu în NCAA, la George Mason, trecut apoi la American University. Și atât pe Easley, găsit sub panou acum pentru Rašić. Rašić, din nou Easley scoate la Moldoveanu, 0 grade, Moldoveanu ratează, minge recuperată de Mihailović. Accelerația lui Mihailović, Stamenković în fața lui. Și totul se transformă în pozițional pentru craioveni. Ultimul minut de joc al sfertului 2. Bun, față în față cu Easley. Pentru trup, aruncă Porter trup de la mare distanță. Aruncare ratată. Stamenković. Multă vreme în probă Stamenković la Clujeni, până la urmă au decis să-l păstreze pe Peja Stamenković în lot. Un coș al lui Vlad Moldoveanu. 19 secunde până la pauza mare. Iată aici pe Mihailović în duel cu naționalul său. Mismatch cu Easley, să-l vedem pe Mihailović, aruncă de la mare distanță airball-ul lui Igor Mihailović, așadar diferența de 19 puncte după primele două sferturi, după jumătate de meci, Clujul 19 la 30, însă totul e posibil în această partidă. Luăm o scurtă pauză, aproximativ 13 minute și jumătate, revenim cu sfertul 3 de aici din BT Arena din Cluj-Napoca. Am revenit în direct din incinta BT Arena, acolo unde UBT Cluj-Napoca conduce pe SCM U Craiova cu 49 la 30. Interesant de faptul că cei de la Craiova conduc la aruncările libere, 100% au acest procentaj față de 50% ale Clujului, însă craiovenii au aruncat doar de 2 ori de la linia de liberă, în timp ce clujenii de 14, așadar 7 din 14 pentru clujeni, la aruncări de 2 puncte, 70% pentru clujeni față de 55%, 12 din 17 față de 5 din 9, la 3 puncte același număr de coșuri reușite din spatele semicercului, 6 pentru ambele formații, însă clujenii au trimis de 14 ori, craiovenii de 19 ori mingea spre inel. Numărul maxim, ranul maxim, 8 la 5 pentru Cluj, 18 la 12 raportul recuperărilor în favoarea Clujului. Clujul conduce cam la toate capitolele. Iată aici începe sfertul 3 cu un pipin al lui Washburn. Primele două puncte pentru trupa lui Mihai Silvășan, care a început cu Marinov, Nador Cuti, Kindle Dykes, Vlad Moldoveanu și Washburn. De partea cealaltă, Craiova răspunde cu Curry și aici un coș peste Amadeo Casale, s-a dus Washburn. Și dar Curry, Casale, Porter Trup, Gajović și Bun. Iată pe Mo Curry, mismatch cu Vlad Moldoveanu, până la urmă Gajović nu aruncă și aruncarea tatălui Gajović, recuperarea lui Marinov. Kindle Dykes. Dykes întoarce pentru Moldoveanu. Deo Moldoveanu ratează de această dată. E un fault în atac făcut de Nandor Cuti, cred. Da, iată Amadeo Casale vine lângă el. ...53 la 30, scorul în acest moment.
Curry. Cere Gajovic. Bevic, care are doar 3 puncte, acea aruncare de la mare distanță. Și pierde Jason Boone. Pasă pentru Washburn. Minge lăsată. Însă nu intră și iată pe Kendall Dykes. Înscrie Clujul în aceste momente. Cred că se poate gândi cum să pregătească mai bine meciul de duminică, pe care îl va disputa împotriva campioanei CSM CS Oradea, chiar în Oradea. Înțelegem dacă Atso Todorov, tehnicianul craiovenilor, are variante de a scoate echipa din impas. Pare în blocaj Craiova. Este înlocuit Gajovic cu Radunici. Alexander Radunic intră pe parchet în locul lui Gajovic. Un foul făcut de Morris Curry supra lui Marinov. Nici Radunic a fost. Faultul cu Washburn. Washburn din nou găsit sub panou. Minge recuperată de Radunic acum și Curry încearcă să treacă de Marinov. Se întoarce bulgarul și blochează în cel cu doar de pătrundere Curry. Cere Radunic un 2 de cei doi, aruncă Curry, dar ratează. Washburn singurel sub panou. Din nou pozițional, Nandor Cuti. Cuti pentru Washburn. Aruncă Washburn de 3 din afara semicercului și zâmbete pe fața lui Mihai Silvășan. Zâmbește tehnicianul clujan după această reușită a americano-bulgarului din trupa clujană. Iată cât de departe era Jason Boone. Iată-l pe Mihai Silvășan. Și un timeout solicitat de Atso Todorov. Let's try something different in offense. We play this yet, Morris, Igor. When you make this pass, when you make, don't cut like this. Go here, then come in the corner. Because they're switching this first one. So, just leave normal here one on one. They will switch. Try Radunic to find for Jason, pass here. If not, return the ball back. Attack Washburn in one on one. Hey, try to run, man. Come on, go! Let's go! Only chance. Team on three, 1, 2, 3. Team! Come on, go! Pentru Craiova urmează două meciuri tari, așa cum sunt toate în această primă grupă valorică. Joacă acasă pe 10 împotriva Piteștiului, iar în jurul dată de 17 în deplasare la Timișoara. Urmează acea pauză de care ne spuneam, datorată acțiunii echipei naționale împotriva statului Kosovo, cel meci ce se va disputa la Oradea. Cel meci la care vor fi prezenți numai puțin de 4 jucători aflați acum pe parchet sau pe banca de rezervă. De la Cluj vor fi Nandor Cuti, Roli Terec și Vlad Moldoveanu, în timp ce Craiova îl va trimite pe Bogdan Popa. Acest lot convocat de tehnicianul Tudor Costescu. România-Kosovo pe 29 noiembrie în arena Antonio Alexe. România-Macedonia pe 21 februarie anul viitor, iar pe 24 februarie revanșa dintre Kosovo și România. Un coș de 3, ce mai îndulcește situația Craiovei. Au fost primele puncte după 4 minute în acest sfert al treilea. Aici Kendall Dykes se lopește prin foul pe Mo Curry.
Una acțiune a craiovenilor Măcării față-față cu Ashburn și până la urmă vine aruncarea ratată a lui Măcării. A încercat să pătrundă, n-avea variante de a continua faza. Mihailović îl oprește pe Dykes prin fault. A treia greșeală pentru Mihailović. Înscrie 2 puncte Kindle Dykes. Ajunge Dykes la 16 puncte. Iată, sunt 4 jucători ai Clujului în double digit. 16 are Dykes, 17 Washburn, 11 Marinov și 10 Moldoveanu. Mihailović pasă pentru bun, intercepția lui Marinov și acum Kindle Dykes scoate la Cuti, pe tușă, nevoit să întoarcă minge atinsă de Bastionescu. Vlad Moldoveanu o urmărește. Îmi cer scuze, nu Bastice, Radu Kici. Bastionescu era ceva mai în față, se apără la Nandor Cuti. E un fault aici lui Easley, cel care l-a înlocuit pe Washburn ceva mai devreme, Tony Easley, la a doua greșeală. 29 de puncte diferență în acest moment. În Clujul a apăsat tare pe accelerație, doar primele minute, vă spuneam, echilibrate. 5 la 2 a fost scorul la un moment dat în favoarea Craiovei. Moldoveanul oprește pe Jason Boone. Ionescu lasă lui Mihailović. Cătă apărare foarte bună, bună, însă în momentul în care el mismatch reușește prin forță să-și domine adversarul, Marinov și Rașici erau lângă el, însă n-a avut bun nicio problemă la înscrie prin slam dunk. Iată aici Easley și bun. Și până la urmă Radu Kic, cel care îl blochează pe Tony Easley. Curry. Ionescu. Bun, încearcă să câștige duelul. Marinov lăsat om la om cu Jason Bun. Radu Kic de 3. Și până la urmă mingea în posesia clujenilor. Rașici își cheamă cu echipierii. Cel care va conduce atacul, Stanimir Marinov, e faultat de Morris Curry. Două libere pentru Stanimir Marinov. Unul din primele transferuri făcute de clujeni la începutul sezonului, după ce l-au pierdut pe Jordan Watson. A început basketul la Balkan Botevgrad. Însă 3 ani acolo, s-a transferat la Levski. A jucat și la Cernomore, dar și în Kosovo la Sigal Priștina. Campion sezonul trecut, cel mai bun jucător din campionatul Bulgariei, acest Stanimir Marinov. Ionescu ratează și acolo Vlad Moldoveanu pentru Easley. Cuti, aruncarea deschisă lui Cuti, ce intră. Extrem de nemulțumit Ațo Todorov la adresa lui Bastionescu. El trebuia să se apere la Nandor Cuti. Fault aici penalizată gruparea clujană.
Faul tehnic cred că s-a dat la Mihai Silvășan. Aruncare și posesie pentru Craiova. S-a dat faul la bancă, faul tehnic la bancă. A intrat pe parchet și Rolly Török în locul lui Vlad Moldoveanu. Mihai Silvășan cu siguranță va își va odihni jucători importanți în privința meciului cu Oradea găsit. Supanou, Popa, care înscrie frumos. Aici, cred că s-a accidentat Mihailović, însă doar pe moment se ridică la șold, acuză o lovitură din partea lui Isli. Și să vedem decizia arbitrilor. Ciprian Stoica, arbitru principal, ajutat de Șerban Rașoga și Dan Narcis. Iată-l și pe Tony Isli. Acuză o lovitură la cot după incidentul cu Mihailović. Vedem și pe Stanimir Marinov primind îngrijiri, s-a lovit la cap. Și din nou aceeași combinație, de data aceasta Popa, Bogdan Popa înscrie prin slam dunk. Iată-l pe Marinov, iese având gheață la tâmplă. N-am dor cutii. A intrat și trup, recuperează Popa și acum Mihailović. Pentru Curry. Tot doi oameni înalți pe pozițiile mari la Craiova și Bum și Popa. Mihailović, mingea nu intră în coș. Vor fi două libere pentru Igor Mihailović. Nu o să face schimbare, iese Cuti și intră Kindle Dykes. Igor Mihailović, primul contact cu basketul românesc la aceste Otopeni. ...34 de ani pentru Igor Mihailović. Transformă cea de-a doua liberă. ...66-41. Peja Stamenković. Neînțelegere între Stamenković și Kindle Dykes. Pasă dată direct afară, însă s-a dat... un fault făcut sub panou de către Igor Mihailović. Iată aici, în momentul în care clujenii pierdeau posesia, a venit acest fault făcut de Igor Mihailović. Vă spuneam, 34 de ani, născut la Belgrad, 1,93 m pentru el. Posesie pentru Cluj, în continuare 7 secunde din atac, 1 minut și 40 de secunde până la finalul sfertului 3. Acesta este Mihailović. Două sezoane la Sibiu. Iată vine aruncarea lui Kindle Dykes. Kindle Dykes penalizat cu fault. A făcut parte din acea tripletă a Clujului împreună cu Moldoveanu și Filip Adamović. Iată, doi din cei trei s-au întors la Cluj. În acest sezon. Hai să spunem, mai lipsește și Uzi Baro. Camil Berculescu, l-ați avut în imagine, fostul jucător al Clujului, acum în lotul celor de la Craiova. Nu a apucat să joace nicio secundă în această partidă. Rașić la Clujeni, de 3, înscrie Alexandru Rașić.
Pare că și-a revenit la forma dinainte de accidentarea din semifinalele în urmă cu două sezoane. Iată-l pe Rașici, intercepție, pasă către Isli. Din nou Rașici. Aruncarea de 3 are lui Rașici, ratată. Minge recuperată de către Rărlui Tărăc și încă o posesie de 14 secunde a Clujului. Vine Isli la bloc și aici un foul făcut de Bun. Acuză din nou o lovitură Tony Isli. Vedem pe Tony Isli la linia de libere. Multă vreme a jucat în Italia. La Forli, la Sassari, la Roma, la Umana Raier Veneția, poate cea mai importantă echipă din CV-ul lui Tony Isli Junior. Cea mai mare diferență de pe tabelă, 31 de puncte, 74-43. Porter Trup cu Peja Stamenković, lasă pentru Bun, faultul lui Stamenković, vor fi două libere. Peja Stamenković, cel care îl odihnește pe Stanimir Marinov. Bun, între cel mai bun marcator al oaspeților, rămâne cu 13 puncte după această aruncare ratată. Secunde din acest sfert al treilea, un ultim atac al Clujului pe Stamenković. Dykes până la urmă aruncă, aruncare ratată și e un fault al lui Tony Isli. Și vor fi două libere. Iată-l pe Isli, face greșeală pe ultimele 4 secunde. E a treia a lui Tony Isli. Din nou la linia de libere Tony Isli. Secunde să vedem pe Dykes, va apuca să arunce, o face și scrie pe sirenă buzzer beaterului Kindle Dykes din finalul sfertului 3. 3 secunde aveau la dispoziție clujenii să ajungă în această situație de a trimite spre coș. Dykes, iată, ajunge la 22 de puncte cu această aruncare pe sirenă și într-un final, iată, și sala prinde viață. Publicul aplaudă această reușită a lui Kindle Dykes. Șar 77, 46, 31 de puncte diferență în favoarea clujenilor înaintea ultimelor 10 minute. 22 de puncte, vă spuneam, pentru Kindle Dykes, 17 are Washburn, 10 Moldoveanu, 12 Marinov, cei mai buni marcatori ai gazdelor. De partea cealaltă, doar Bun are 15 puncte, e în double digit, singurul jucător în double digit din tabăra Craiovei. Nici Curry, nici Gajovic, nici Porter Trup n-au adus un plus pentru formația craioveană. Spuneam, singura formație neînvinsă de până în această etapă cu numărul 5. Au amânat prima partidă craiovenii. Următoarele trei le-au câștigat.
Fault făcut asupra lui Bun de Rašić. Mâncare de 3, mâncare ratată și acum tranziția ofensivă a clujenilor care nu grăbesc. Atac pozițional, primește din nou Rašić, trece de Gajović, Washburn, coșul lui Jason Washburn. Curry. Pentru Bun. Va batere de pași aici, excelent, se apără clujenii la Jason Bun. Nu mai poate nici, nici jucătorul american. 2,03 m, venit de la Steaua. Are în palmares în 2010 o FIBA Euro Challenge, de vremea când evolua la Göttingen, în Germania. Rašić, înscrie din nou Alexander Rašić. Fentă de pas, rămâne fără adversar în față și Alexander Rašić transformă. Gajović, panoul, reușește să puncteze. Dykes trece ușor de Popa, Dykes, mingea nu intră. Vor fi doar două libere pentru Kendall Dykes, evident și-ar fi dorit coș cu foul. Iată aici se duce peste Bun. Să vedem dacă vom mai avea timp de odihnă până la sfârșitul acestei partide. Nu știu dacă cei doi antrenori vor mai cere time-out în condițiile în care diferența e enormă. Nu se mai pune niciun fel problema câștigătoarei. Clujul cu siguranță va încerca să-și exerseze schemele de joc, să găsească diferite soluții în într-un meci oficial. Nimic nu se compară cu un meci oficial, oricâte antrenamente ai face, experiența o capeți când e vorba de puncte. Revine Landor Kuti în locul lui Kendall Dykes. Și atâta apărare om la om a clujenilor, început încă din jumătatea Craiovei. Curry. Trup, întoarce pe Rašić, încearcă pătrunderea. Faultul lui Roli Terek. N-a să duce ușor în stânga Roli Terek, face jumătate de pas, îl blochează pe Porter Trup. ...28-17, 21-13 și 28-16, scorul pe sferturi până în acest moment, iar în acest sfert al patrulea, 7-2 pentru Cluj. Gajović de 3, ratează din nou Gajović, rămâne cu 5 puncte Goran Gajović. Washburn în duel cu Bun, Kuti, Terek, iată fentă și aruncă Terek de 3! Spuneam această fază succesivă pe care au practicat-o clujenii de câteva ori deja, până în momentul în care un jucător, fie din 0 grade, fie din 45 de grade, are culoar, acea fentă de pasă
a lui Terek. Adversarul său s-a dus în s-a dus în 0 grade, a rămas aruncarea deschisă. A venit replica lui Goran Gajovic cu aruncare de la mare distanță. Stamenković pasă pentru Rašić. Încarcă, aruncă. Rašić însă nu modifică tabela. Gajovic, slam dunk cu lui Goran Gajovic. Și iată-l pe Mihai Silvășan, nemulțumit. Cere timeout după această execuție spectaculoasă a lui Goran Gajovic. Very good shots, taking with confidence. Okay, don't relax. Don't relax. And then somebody has to be back. I don't know who was there, but somebody has to react and be back. We cannot allow this easy shot. Okay, so defense, we stay safe. Thus, offensively, go one down. Okay, one down. Rashke and then go in two for Kurti. One down, two. No. The second one, one side. So you go ball screen, attack, ball screen and roll strong. One down, one side. Let's have some flow in that one down. You see, they try to push and under. It's a big fight to keep that screen low inside of the three-point line. Let's go. No, one, two, three. Boom. I did. Don't relax, hey. Da, haideți să nu ne relaxăm. E ceea ce le-a cerut Mihai Silvășan elevilor săi. Nevoie de concentrare până la finalul partidei. Îi spuneam, nu se pune problema de a cunoaște numele câștigătoarei acestei partide, însă vrea maximum în acest match Mihai Silvășan. Gajovic scoate la Popa, aruncă Bogdan Popa, 0 grade, ratează și acum Rašić. Ratare cea lui Rašić. Popa, unul cu Roli Terek, Popa, mingea se încăpățânează să nu intre în coș. Nandor Kuti încerează, întoarce un culoar blocat de Popa. Din nou Roli Terek, de această dată ratează jucătorul Clujului. Porter Trup va intra pe parchet și din nou Marinov. Iată probleme la cap atunci când cred că s-a lovit de Igor Mihailovic. Are un bandaj la cap Stanimir Marinov. Aruncare pe sirenă a lui Popa, ce nu intră. Terek Supanov, coșul lui Roli Terek, pasă decisivă pe Justamenković. Iată, nu-l mai introduce pe Vlad Moldoveanu, îi lasă minute și lui Roli Terek. Gajovic. Gajovic a trecut ușor de Terek la această fază. Nimeni la dublaj. Gajovic s-a dus până în coș apoi. O batere de picior la bun. Se resetează cronometrul, încă 14 secunde. Iată schimbare ca la hockey la Cluj. Dacă nu înscria Roli Terek la acea pasă lui Stamenković de Supanov, cred că intra și Vlad Moldoveanu. Erau chiar toți cinci schimbați. Așadar, în acest moment, pe parchet la Cluj, Marinov, Kalnichenko, Izli, Terek și Vida. De partea cealaltă, Craiova răspunde cu Mihailovic, Gajovic, Radukić. A intrat și Berceanu. Minge atinsă. Dar e și Porter Trup la Craioveni.
Marinov, e faultat de Berceanu. Ionuț Berceanu, prima greșeală. Iată probleme la ochiul drept, vedem la Stanimir Marinov. Un bandaj, acea ciocnire cu Igor Mihailovici. Transformă Marinov ambele aruncări și momentul în care, iată, Marinov înlocuit cu Mureșan. Nu vrea să riște nimic, iată și dă bandajul jos Marinov. Îi mulțumește Mihai Silvășan pentru aportul pe care l-a adus echipei în această partidă. 14 puncte pentru Marinov. Border trup, faultat. Islia, patra greșeală personală după intervenția asupra lui Porter Trup. O discuție amicală pe care avea acolo cu Tony Isli. Isli, Mureșan, cere Terec, mingea se duce la Isli, 1-1 cu Berceanu, Vida nu aruncă, încearcă să-l găsească pe Terec, a fost o minge atinsă de Gajovici, cred. Posesie în continuare pentru BT Cluj, 6 secunde. Kalnicenko, ratează Kalnicenko, recuperează Radukić. Berceanu. Radukić față în față cu Vida, întoarce până la urmă la Porter Trup. Trup lasă lui Radukić și coș frumos reușit de Alexander Radukić. Iată-l pe Mureșan, se descurcă, dar până la urmă două pase greșită. Mureșan, Porter Trup, slam dunk, Porter Trup. ...93-61 scorul în acest moment. Mai sunt ceva mai puțin de 3 minute până la final și din nou intercepție. Berceanu, cel care se pune în fața lui Isli. Mihailović. Din la screen, Berceanu. 1-1 din nou Radukić cu Vida. Aruncă Porter Trup, aruncare scurtă. Stamenković pregătit de schimbare. Nu se mai întâmplă acest lucru. Kalnicenko, de 3. Ratează, recuperează Isli. 2 minute. Isli, slam dunk. Trece de Berceanu. Iată-l întoarce aici pe Berceanu. Din nou a jucat la intercepție Ionuț Berceanu. Mult mai multă experiență, evident, pentru Isli. Trup, Berceanu vine la screen. Mihailović, din nou Trup. Și coș cu foul, Isli, eliminat din această partidă cu 5 greșeli. Revine pe parchet Vlad Moldoveanu, pregătit să intre Washburn.
Era schimbarea post pe post și iată în acest moment doar români pe parchet pentru Cluj. Mureșan, Calnicencu, Moldoveanu, Vida și Roli Tiorec. Aruncare suplimentară transformată de Porter Trup. 95-63. Clujenii mai au un minut și jumătate pentru a atinge 100. Moldoveanu lasă lui Vida. 1 la 1 Tiorec cu Trup. Iată-l pe Calnicencu. Aici nu se aștepta Vlad Moldoveanu la o continuare din partea lui Calnicencu. Pregătit să meargă pe pătrundere Calnicencu, să dea coș. Moldoveanu și el surprins de decizia cu echipierul său. Radukić cere Gajović. Gajović și Mureșan. Gajović e faultat de Vida. Greșeală personală pentru Vida, a patra. Transformă Gajović, prima aruncare. Campion sezonul trecut cu CSM CS Oradea. Două din două pentru Goran Gajović. Și atât 29 de puncte diferența în favoarea Clujului. Scade sub 30 de puncte. Mureșan de 3. Aruncare complet ratată a lui Mureșan. Trup. Ratează Trup. Iată pe Moldoveanu. Face rost de încă o posesie. Moldoveanu se uita spre Calnicencu. Mingea se duce la Vida. E un fault în atac făcut de Calnicencu. Doar două puncte reușite de Clujeni în ultimele două minute ale acestei partide. Mihailović pentru Popa. Vida face rost de minge, însă pasează lui Radukić, care punctează. 10 secunde. Mureșan lasă, a încercat să-i lase lui Tiorec. Mai sunt 1,6 secunde din această partidă. Victorie clară, importantă a Clujului. Nu se mai întâmplă nimic, nici Vlad Moldoveanu nu mai aruncă. Un antrenor fericit, Mihai Silvășan, unul dezamăgit, Ațo Todorov. Craiova suferă prima înfrângere în acest sezon, iar pentru Cluj urmează deplasarea de duminică, transmisă în direct pe Digi Sport de la Oradea împotriva campioanei antitră CSM CSU. Eu sunt Vlad Sturz, în numele întregii echipe Digi Sport Oradea, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe canalele Digi Sport. Toate cele bune!